Îi mulțumim domnului George Anca pentru sesiunea sa, în care ne-a arătat că Eminescu este un om credincios, este cel care a considerat biserica mama poporului român, care a arătat că învățătura lui Eminescu se bazează, el fiind un timp cunoscător al Sfintei Scripturi, pe cuvintele Bibliei. Când spui Eminescu, desigur, spui lumină, pentru că asta se găsește în poezia lui. Când spui Eminescu, spui de asemenea iubire, pentru că el este un poet al iubirii. Iubire pentru femeia pe care și-a dorit-o, iubire pentru semenii lui, prin ceea ce a scris în articolele sale, și iubire pentru Dumnezeu. Aș vrea să nu să fac o completare la ceea ce a spus domnul George Anca, numai să aduc o lămurire adusă de Carl Jung vis-a-vis de această întâmplare în viața domnului George Anca, care a întâlnit acolo în India, iar noi ca popor suntem foarte apropiați de poporul indian, nu prin Eminescu, nu prin Eliade, cât prin faptul că ontologic noi suntem de acolo, adică suntem popor indo-european. Faptul că a găsit acolo valori creștine lămurește acest Jung, care spune că în fiecare om se găsește o participă din revelația dumnezeiască și fiecare dintre noi, chiar dacă s-a rătăcit pe drum, are această dorință de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și de asemenea aș vrea să întăresc faptul că Baudelaire, deși a scris aceste flori ale răului și aceste litanii, ca poet, era un om creștin totuși, prin crezul pe care l-a avut el. El a spus totul în lumea aceasta este să fii beat. În limba română acest cuvânt are o conotație nu plăcută. Însă cuvântul vine de la cuvântul latinesc Beatus, care înseamnă fericit, deci totul în lumea aceasta este să fii fericit. Și el spune, să fii fericit, să fii beat de vin, cum poate fi oricine, să fii beat de cuvânt, cum unii astăzi sunt socotiți nebuni, sau să fii beat de Dumnezeu.